După câteva zile în care soarele a fost prezent din plin, iar temperaturile au depășit 10 grade Celsius, vremea schimbă foaia. Meteorologii au emis chiar o atenționare cod galben de ploi valabilă pentru nordul județului Gorj. Ce spun meteorologii și câte grade vor înregistra termometrele, ne spune colega mea, Mădălina Barbonie. Mădălina, te ascultăm! Bună seara, Iulia! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Meteorologii a emis o atenționare cod galben de precipitații și intensificări ale vântului valabilă până pe 13 februarie la ora 2. În nordul județului sunt semnalate ninsori însemnate cantitativ și se va depune un strat consistent de zăpadă. Vântul va avea intensificări cu viteze ce vor depăși chiar 80-90 de kilometri la oră. În restul regiunilor, temperaturile revin la normalul perioadei, astfel că termometrele vor înregistra valori între 4 și 7 grade în timpul zilei și între minus 1 și minus 6 grade pe timpul nopții. Precipitațiile vor fi din ce în ce mai prezente, iar vântul va avea unele intensificări în zonele de deal.